Se pare că anchetatorii au avut abilitatea de a-l determina să spună o anumită locație unde a dus niște resturi ale unui cadavru tot incinerat. Parchetul o să iasă prin purtătorul de cuvânt cu amănunte în care o să vă explice mai multe lucruri. Pare să că sunt niște oseminte pe același sistem la ambele fete. Deci lucruri, resturi incinerate. Arse. Incinerate, da. Acum se fac analize, este de văzut ale cui sunt, el nici nu este sigur ale cui sunt. Dar ce a spus? Cum i-a condus acolo? El localizează fetele după anumite perioade în an. Din mai, din putare, nu mai știe cum adică e. Adică mai multe, multe fete? Este posibil, părerea mea este că nu este Luiza. Părerea mea. Este o speranță și o părere. El nu știa să, el nu știa să spună numele, nu știa să identifice. Asta e fata din luna cutare. Le are pe luni. Este o chestiune similară cu ce s-a găsit și ce s-a văzut în primul caz. Îngropate sau aruncate? Nu îngropate. Minte foarte mult, dar din când în când, psihologii poliției au reușit să îl determine să mai spună și adevărul. Toată lumea se gândește la mai multe fete și la mai multe moduri. Nu pare un mod ocazional, pare un mod de criminal în serie. Vă dați seama când vor începe să sape acele buncăre și nebuniile și puturile care le are el betonate, va fi o muncă titanică. Apreciez 3 luni de zile cel puțin, cu picamere, scavatoare. Nu am auzit să cedeze nervos, din contră, pare calm. Anchetatorii au reușit să empatizeze cu el și au reușit să scoată adevărul. Omul este foarte inteligent.